Podul peste Dunăre, care va face legătura între zona Galați, Brăila și Tulcea, a fost inaugurat cu fast, joi 6 iulie, în prezența unor importante personalități ale vieții politice și administrative. Pentru câteva ore, capitala României s-a mutat pe podul peste Dunăre, cele mai importante instituții ale statului fiind reprezentate la nivelul cel mai înalt. Pe lângă președintele Klaus Iohannis, la eveniment au fost prezenți și premierul Marcel Ciolacu, președintele Senatului Nicolae Ciucă, dar și Adina Vălean, comisarul european pentru transporturi. La eveniment au participat reprezentanți ai corpului diplomatic, ai companiilor care, într-un fel sau altul, au contribuit la realizarea podului și, nu în ultimul rând, reprezentanți ai administrației publice din Galați, Brăila și Tulcea, unite la nivel regional prin acest important proiect de infrastructură. Onorurile de gazdă a ceremoniei au fost făcute de actualul ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu. În 2017, puțin credeau în reușita acestui proiect. Iată că la 6 ani distanță suntem aici împreună să deschidem circulația pe acest pod care leagă cele 3 regiuni istorice. Este un pod pe care l-aș denumi un pod al speranței, un pod al unirii, un pod al speranțelor pentru toți românii. Inaugurarea podului peste Dunăre a fost unul dintre cele mai așteptate evenimente din regiunea de sud-est. Construcția se face remarcată printr-o serie de performanțe tehnice deosebite. Lungime totală de aproape 2 km, cu deschidere centrală de 1120 de metri, turnuri înalte de peste 190 de metri și peste 81.000 de km de fir de oțel folosit la realizarea cablurilor de susținere. Aceasta este cea mai amplă construcție ridicată în România în ultimele 3 decenii și este al 3-lea pod ca mărime din Europa. Îi felicit pe toți cei implicați în acest proiect de investiții pentru eforturile depuse și pentru rezultatul obținut. Avem o nouă dovadă, cât se poate de puternică, a faptului că și în România, dacă există voință și seriozitate, se pot duce la capăt proiecte majore de infrastructură. Mulțumiri speciale trebuie aduse și partenerilor japonezi și italieni pentru implicarea și profesionalismul de care au dat dovadă. Este cel mai complex și cel mai important proiect românesc de infrastructură de după 1989. S-au investit aici multe resurse, s-a muncit mult și iată că a ieșit un lucru trainic. Pe lângă energia fiecărui om care a lucrat la proiect, sunt puse aici în această lucrare 20.000 de tone de oțel pentru 86 de tronsoane de tablier. Acestea au fost furnizate de combinatul din Galați, iar construcția segmentelor a fost realizată la Brăila. Avem astfel un exemplu excelent de colaborare regională cu sprijin european pentru un proiect de mare utilitate în zona Dunării de Jos. Sunt onorat să celebrăm astăzi munca serioasă și de bună calitate. Prin inaugurarea acestui pod, spectaculos de altfel, România transmite Europei și lumii întregi un mesaj clar. Iar acest mesaj este că vrem, știm și mai ales putem să ne construim destinul ca o națiune europeană puternică și mândră. Momentul cel mai important al zilei a fost deschiderea efectivă a podului peste Dunăre. Un lucru important pentru șoferi este că traversarea podului este gratuită, însă pentru început, până la demontarea macaralelor utilizate de constructori, vor fi impuse o serie de restricții. Circulația va fi permisă pe toată durata weekendului, fără niciun fel de întrerupere, urmând ca în restul zilelor săptămânii circulația să fie deschisă între orele 6 și 21, pe timpul nopții urmând să se deruleze lucrările de demontare a macaralelor.